Adriana s-a uitat pe fereastra care avea gratii și a oftat. Cât de obosită era, când i s-a oferit un loc de muncă în închisoare aproape ca leșinat. S-a gândit că nu putea exista ceva mai înfricoșător, dar tentată de salariu a decis să încerce. Înainte de a continua, vă rog să vă abonați la canalul nostru dacă vă plac povestioarele noastre. Asta ne-ar ajuta foarte mult. Cu voi este canalul Smart Child, vizionare plăcută. Bineînțeles că nu se întâmpla nimic din ce își imaginase. Condițiile nu erau chiar ca cele din spitalele obișnuite, dar ea putea lucra aici. Lucra într-o închisoare de femei. Oamenii erau diferiți, dar în general erau respectuoși față de personalul medical. În ultima săptămână părea că toată lumea nebunise. Se părea că primăvara a avut un efect negativ asupra deținuților. Bătăile erau aproape în fiecare zi. Adriana lucra aici deja de 3 ani și nu mai văzuse niciodată o asemenea agitație. Chiar ieri sosise un nou lot de prizonieri și deja doi dintre ei fuseseră spitalizați peste noapte. Unul dintre ei a fost chiar dus la secția de terapie intensivă. Două femei au rămas aici, iar una dintre ele era însărcinată și situația ei era neclară. Trebuia să fie într-un alt loc și cineva trebuia să o ia, dar au lăsat-o aici ca și cum ar fi vrut special să îi se întâmple ceva. Directorul închisorii s-a asigurat personal că a fost plasată cu cele mai periculoase deținute. Astăzi, Adriana preluase o tură de la colega ei, care își sărbătorea ziua de naștere. Doctorul nu sosise încă. Era o figură importantă aici. Venea și pleca după bunul plac. Trebuia să meargă să verifice femeia însărcinată și alte câteva persoane izolate care aveau varicelă. Era ciudat să vezi adulți cu varicelă în închisoare. Toată lumea se aștepta la o adevărată epidemie. Adriana și-a luat ce avea nevoie și a intrat în secția de izolare, unde totul era liniștit și calm. Un pacient dormea, altul citea o carte veche. Adriana s-a apropiat de femeia însărcinată, care a întâmpinat-o cu o privire recunoscătoare. Era ceva la ea pe care Adriana nu reușea să o înțeleagă, ceva care îi atrăgea privirea. Mă bucur că ați venit, a spus tânăra femeie cu un zâmbet bucuros. Sunteți un om cu inimă mare, vă rog ajutați-mi copilul, a continuat ea. Adriana a zâmbit cu blândețe. Copilul cel mai bine este să fie liniștit, la căldură și în siguranță în burtica mamei. Asta este problema, cineva vrea să-i facă rău copilului meu, i-a spus tânăra. Adriana a pus mâna pe fruntea tinerei și a simțit o febră înaltă. Așteptați o clipă, o să vă aduc niște medicamente pentru o febră. Femeia a apucat-o de mână și a zis, Nu am nevoie de medicamente, doar ascultați-mă. Adriana a zâmbit încurajator, s-a uitat la gardienii de pe coridor și apoi a spus tinerei, cu siguranță vă voi asculta, sunt aici până dimineață, dar deocamdată trebuie să vă aduc medicamentele. Nu vă gândiți doar la dumneavoastră, ci și la copil. Adriana i-a administrat rapid injecția și tânăra a adormit. Ea a mai stat lângă ea încă o vreme. Era ceva la chipul ei care era foarte captivant. Doamna Adriana, ce avem aici? Doctorul a întrebat-o intrând în sală. Are febră, domnule Cosmin, i-a răspuns ea. Ar putea fi varicelă? A întrebat doctorul. Să sperăm că nu există alte simptome în afară de febră. Luați o probă de sânge pentru analiză și apoi vom vedea. Până seara, starea femeii se înrăutățise. Domnul Cosmin a spus îngrijorat. Teoretic are nevoie de o cezariană de urgență, dar acum se pare că nu vor putea să o transporte. Adriana s-a uitat la el cu groază. Ce ar trebui să facem atunci? Bună întrebare. Încerc să fac legătură cu colegii mei, a sugerat el. O oră mai târziu, alți doi medici au sosit și au efectuat femeii o operație de cezariană. Nou-născutul a fost dus la spitalul pentru copii. Domnule Cosmin, cum rămâne cu femeia? Și ea trebuie spitalizată, i-a spus Adriana. Trebuie, i-a răspuns el. Dar șeful închisorii a interzis să facem asta, căci are un dosar penal foarte grav.
Păi dacă nu o internăm în spital, atunci ea poate să moară, i-a spus ea uimită. Și în acel moment Adriana și-a amintit că femeia a vrut să-i spună ceva. Mă duc să stau cu ea, ca să o supraveghez puțin timp, i-a spus ea doctorului. Bine, Adriana, dar eu între timp o să mă odihnesc, a răspuns el. Adriana s-a așezat lângă patul femeii. După naștere ea arăta prost. Apoi tinerei mamei s-a părut că simte pe cineva lângă ea și a deschis ochii. Dumneavoastră sunteți? I-a șoptit ea Adrianei. Nu ar trebui să vorbiți, a spus Adriana cu blândețe. Vă rog să mă ascultați. Am crescut la orfelinat. Am absolvit școala, apoi mi-am găsit un loc de muncă. Am vrut să mă realizez. Apoi am început o relație cu fiul șefului meu. Este un om foarte bun. Am vrut să ne căsătorim, dar familia lui nu a permis acest lucru. Am fugit. Nu aveam nevoie de banii lor. Voiam doar să fim împreună, dar ei ne-au găsit. Se pare că cei bogați au propriile lor reguli. Ne-au înscenat un dosar, iar asta s-ar fi putut rezolva dacă cineva s-ar fi deranjat să investigheze. Dar bineînțeles că nimeni nu a făcut-o. Dar iubitul meu nu a putut face nimic pentru că propria lui mamă l-a trimis la spitalul de nebuni. Directorul închisorii este ruda lor și mi-a spus imediat că nu voi pleca de aici niciodată. Dar dumneavoastră văd că sunteți bună la suflet. Vă rog, măcar vizitați-o pe fetița mea din când în când. Nu vă cer să o luați, înțeleg că nimeni nu-și dorește asta, dar într-o zi va crește și va trebui să-i spuneți totul. Adriana a ascultat tot ce i-a spus femeia. Femeia părea că vrea să mai întrebe ceva, dar și-a pierdut cunoștința. Peste 2 ore, tânăra a decedat. Adriana nu a putut dormi timp de aproape 3 zile. În cele din urmă, Cosmina a așezat-o în fața lui și i-a spus: Adriana, nu obișnuiesc să mă amestec în viața personală a angajaților mei, dar se întâmplă ceva cu tine. Poate te pot ajuta cu ceva? Adriana l-a privit cu atenție. Domnule Cosmin, ajutați-mă să o adopt pe fata pe care a născut-o deținuta. Domnul Cosmin s-a așezat pe scaun și a întrebat-o cu mirare: Deci ce vrei să faci asta? Pot să vă spun, doar nu mai promiteți-mi că nu veți spune nimănui. O lună mai târziu, Adriana și-a luat rămas bun de la colegii săi. Deci, cu ce te vei ocupa mai departe? A întrebat unul dintre colegii ei. Cât timp Ionela este încă foarte mică, voi merge în sat la bunica mea. Acolo este de lucru și bunica mă așteaptă. Și apoi, poate că mă voi întoarce la oraș? I-a răspuns ea. Ești disperată, i-a zis colega. Ba nu, am deja 27 de ani și încă nu sunt măritată. Dar să ai un copil aduce atât de mult sens vieții încât nici nu-ți poți imagina, a răspuns Adriana. Apoi a urcat în tren și a luat rămas bun de la toată lumea pentru ultima oară și s-a așezat pentru a-și schimba fetița. Era un miracol, era atât de frumoasă. Avea doar un mic semn de naștere pe obraz care se observa foarte bine. Adriana privea pe fereastră, pierdută în gândurile sale. Viața era într-adevăr ciudată, se gândea ea. Avea părinți, dar abia își amintește de ei. Tatăl ei a murit într-un accident rutier în timp ce mergea în vizită la amanta lui. Mama ei nu a putut suporta durerea și s-a aruncat în gol de la etajul 5. Adriana o întrebase de mai multe ori pe bunica ei despre amanta aceea, dar bunica o respingea mereu cu cuvinte precum: capricioasă era, dar frumoasă. Adriana bănuia că nici amanta nu mai era în viață. Bunica ei a întâmpinat-o la peron. Femeia era în vârstă, dar plină de puteri. Conducea cu plăcere o dacie veche, se ocupa de gospodărie și băga frică în toți vecinii. Doamna Violeta avea un caracter dur și putea să pună mâna și pe o armă. Lucrase toată viața la o fermă, conducând un camion, așa că avea întotdeauna un cuvânt puternic de spus. Celelalte femei din sat nu o plăceau, pentru că nu-i plăcea să bârfească și punea instantaneu pe ceilalți la locul lor, dar era tandră și afectuoasă cu o singură persoană, Adriana. Mica mea comoară, cum ai îndrăznit să adopți un copil? A întrebat-o bunica pe Adriana. Mi s-a făcut milă de copil, bunicuțo. Acum vom fi 3 doamne acasă, i-a răspuns Adriana.
Bine, draga mea, fie așa. Ai procedat corect, a răspuns bunica cu bucurie. Adriana știa că bunica ei nu o va judeca niciodată pentru orice decizie pe care o va lua și va fi întotdeauna de partea ei. Acasă i-a dezbrăcat-o pe Ionela. Bunico, permite-mi să-ți fac cunoștință cu fiica mea Ionela. Apoi bebelușul a zâmbit în somn, iar bunica a bătut din palme de încântare. O, ce drăguță! Dar ce are pe obraz? Bunica a încercat cu prudență să șteargă semnul cu degetul. Adriana a râs. Bunico, este o aluniță! Bătrâna s-a ridicat și a privit-o pe Adriana într-un mod ciudat. S-a dus să-și ia ochelarii, s-a uitat lung la aluniță și apoi a spus: Nu, nu e posibil așa ceva! Adriana s-a uitat la bunica ei cu îngrijorare. Bunico, ce s-a întâmplat? A întrebat fata. Vezi alunița, tatăl tău a avut-o. Se transmite din generație în generație. Tu nu o ai, dar copiii tăi ar trebui să o aibă. Așa că spune-mi totul despre acea femeie, mama fetiței. Adriana i-a povestit și apoi a scos actele. Vezi, mama fetei provine dintr-un orfelinat, dar se pare că își căuta părinții. Pentru că există o copie a certificatului de deces. Bunica a luat documentul, l-a citit, apoi l-a scăpat și a început să plângă. Of, Doamne, e moartă! A spus bunica. Adriana se uita la bunica ei și nu înțelegea nimic. Bunico, ce se întâmplă? Adriana, mama este Raluca, amanta tatălui tău. Aveai doar câțiva ani când ea a născut. Pe mama a lăsat-o că i-a zis că-i de treabă, că se va lămuri și singură, iar Raluca nu prea și va distruge viața copilului fără el, i-a explicat bunica. Adriana s-a așezat pe canapea. Acum își dădea seama de ce deținut a rugat-o pe Adriana să aibă grijă de Ionela. Semăna atât de mult cu ea. Trecuse un an. În acest timp au găsit mormântul Anei, așa o chema pe deținut aceea. Îi instalaseră un monument, dar nu mai puteau face nimic pentru ea. În afară de a-i oferi o educație bună Ionelei, Adriana, care inițial plănuise să petreacă doar vara la bunica ei, a rămas și nu a regretat deloc. Adriana spăla rufele, în timp ce micuța Ionela încerca să prindă o broască ascunsă în iarba umedă. Broasca era alunecoasă și vicleană. În cele din urmă, Ionela nu a reușit să o prindă. Bunica tricota pe o bancă afară. Adriana a zâmbit. Chiar dacă fetița era încă mică, arăta deja ca un adevărat războinic. Bună ziua! S-au întors ambele spre poartă în același timp. Acolo stătea un bărbat de vreo 30 de ani, poate puțin mai tânăr. Bună ziua, cine sunteți? L-a întrebat Adriana pe bărbat. Eu sunt tatăl acestei fetițe, i-a răspuns bărbatul uitându-se la Ionela. Abia am reușit să vă găsesc. Bunica a dispărut undeva, iar o secundă mai târziu a apărut ținând o armă în mână. De ce ai venit? A întrebat bunica. Nu te-a chemat nimeni. Ți-ai bătut joc de Ana și acum vrei să pui mâna și pe nepoata mea? Bărbatul nu s-a retras, dar s-a făcut palid la față. De ce spuneți așa? Am iubit-o pe Ana și încă o iubesc. Nu știți nimic despre asta. Și nici nu vreau să știu, i-a răspuns bunica. Pleacă! Familia ta nu face decât să aducă suferință oamenilor. Bărbatul și-a lăsat capul în jos. Eu nu mai am familie. Am renunțat la tot, la banii lor și am petrecut 6 luni căutând-o pe Ionela. Apoi s-a uitat din nou la fetiță. Dar bunica și-a ridicat arma la umăr, gata să tragă. Adriana însă s-a repezit în apărarea lui. Așteaptă, bunico, putem măcar să-l ascultăm. Bunica s-a uitat sever la Adriana și a întrebat-o. Ești sigură? Da, lasă-l să povestească totul și apoi poți să faci tot ce vrei cu arma, i-a răspuns Adriana. Andrei, așa îl chema pe bărbat, le-a povestit o istorie îngrozitoare. Părinții lui erau într-adevăr dispuși să facă orice pentru a-l împiedica să trăiască cu Ana și au făcut tot posibilul pentru a o face ca ea să dispară. Ar fi ajuns și la Ionela dacă Dumnezeu nu i-ar fi pedepsit. Au murit într-o stațiune turistică, alunecare de teren.
Muntele s-a prăbușit îngropându-i în somn. Povestea era cu siguranță una ciudată, dar Adriana l-a crezut imediat pe bărbat. Bunica i-a permis lui Andrei să rămână. Rămâi, dar nu pe mult timp, i-a spus bunica. Vă mulțumesc mult, i-a răspuns Andrei. Nu a făcut niciun pas de la fiica sa. A reparat tot ce a putut, a vopsit casa și apoi a cerut să vadă unde se află mormântul Anei. La mormânt el a plâns mult timp, a plâns și Adriana. Apoi ambii cumva au înțeles că de acum înainte, drumurile lor trebuie să meargă împreună. Nu doar de dragul Ionelei, ci și pentru că, atâta timp cât Andrei a trăit acolo, își dăduseră seama că s-a îndrăgostit de Adriana. Bunica, cât timp îi însoțea până la mormânt, le-a spus: cereți iertare, cereți permisiunea de a fi împreună și la voi totul va fi bine. Dragi prieteni, dacă v-a plăcut povestea de astăzi, abonați-vă la canalul nostru pentru a ne susține. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Pe curând!